Hristos este în mijlocul nostru. Prin Duhul Său, El a atins inimile noastre și prin Cuvântul Său, El dorește să atingă mai departe inimile noastre. Vă invit să deschideți Scripturile în 1 Petru, capitolul 5. Și așa cum spuneam și la primul program, Biblia mea se deschide deja aici, paginile se întorc greu, sunt soioase deja, dar ne apropiem de final. Mai avem încă câteva întâlniri, nu multe, în cartea 1 Petru și astăzi vă invit să deschideți tot la capitolul 5, tot de la versetul 6, vom citi până la versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu, prin pana apostolului Petru, spune astfel: smeriți-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Aruncați toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui îi pasă de voi. Fiți treji, vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui fermi în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferințe. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava Lui veșnică în Hristos, vă va echipa El însuși, vă va întări și vă va da putere, vă va face de neclintit. A Lui să fie puterea în vecii vecilor. Amin. Ne rugăm Domnului. Părinte Ceresc, Tu nu vrei ca noi să ajungem în slavă, fără cicatrici, fără urmele luptei, ale suferinței. Tu nu vrei credincioși cu pielea nou-nouță, neîncercată. Cel care a mers înaintea noastră în cer pentru noi și în numele nostru înaintea Ta, El însuși poartă cicatricele luptei, ale suferinței prin care am fost mântuiți. Și Tu nu vrei ca noi să fim mai prejos de Domnul nostru. De aceea nu mă rog pentru biserica Ta, de o gloria, să ne ferești de suferință, ci mă rog, Doamne, să ne faci biruitori în suferință. Mă rog să ne ajuți să nu intrăm în cer, nu vom putea, cu puroiuri, cu boli ale păcatului, cu cangrene neatinse de lumina adevărului și de puterea Duhului Sfânt. Dar, Doamne, pentru că oricum vom intra cu cicatricile luptei, mă rog să ne ajuți, Doamne, să luptăm lupta cea bună a credinței, să luptăm luptele Tale, nu luptele noastre, să suferim pentru Tine, pentru adevăr, pentru curăție, nu pentru mofturile eului nostru. Și mă rog să lași cuvântul Tău în mijlocul bisericii Tale, care este încercată. Doar Tu știi, Doamne, cât de încercat este fiecare și în ce fel. Doar Tu vezi, doar Tu înțelegi. Și Tu ai pregătit și astăzi cuvântul care să mărească, să întărească credința noastră. Dă-ne granitul credinței în viața noastră. Fă-ne tare prin puterea cuvântului Tău și Te rugăm prin Duhul Sfânt astăzi să lucrezi la inimile noastre ca să ne încredem în Tine, mărește-ne speranța, pentru că vrem, Doamne, să trăim pentru harul care ni se va arăta în ziua arătării prea iubitului nostru, Iisus Hristos. În numele Lui ne-am rugat. Amin. Ocupați locurile. Vă vine sau nu să credeți, suntem aproape de linia de finish în ce privește studiul nostru în cartea 1 Petru și cu ajutorul lui Dumnezeu vom încheia studiul acestei cărți în săptămânile care urmează. Astăzi am abordat învățătura din pasajul pe care l-am citit într-un fel special, adaptat
modului special în care ne întâlnim, așa cum am obișnuit și în alte dăți în cartea 1 Petru, rămânem încă o dată în textul acesta, am mai practicat lucrul acesta în care eu și un altul dintre învățătorii bisericii am stat două duminici la rând în același pasaj. Data trecută, fratele Daniel Crăciun ne-a explicat cuvântul lui Dumnezeu deja din acest pasaj. Azi rămânem din nou în el, însă mai mult decât atât, având două programe încă pentru ultima dată în acest sezon, sperăm să nu mai vină cazul decât prin înmulțirea bisericii să ajungem la două programe, dar nu prin pandemii sau alte lucruri de felul acesta. Amin? Amin. Mă bucură când văd fața și aminului Matia. Am hotărât ca să vorbesc în două părți, așa că voi va trebui să ascultați predica de la primul program, după cum ei sunt pregătiți și nerăbdători să o asculte pe asta. Cele două părți se completează împreună și în amândouă privim în acest pasaj în care Petru ne vorbește despre contextele vindecătoare ale credinței. Contextele în care suferința noastră capătă sens. Adeseori suferințele ne sunt greu de purtat pentru că ele par lipsite de sens. Este una dintre cele mai mari poveri ale oricărei suferințe sau ale aproape oricărei suferințe. Fiindcă a fost pomenit Asaf cu psalmul 78, îl pomenesc și eu cu psalmul 73. Un psalm în care Asaf se uită în jur și uitându-se în jur, el vede pe cei răi care propășesc și spune el că despre mine erau să mi se îndoaie picioarele, era cât pe ce să-mi alunece pașii. De ce, Asaf? Îi invidiam pe cei lăudăroși, vedeam bunăstarea celor răi. Și apoi începe să descrie bunăstarea celor răi care îl râcâia la inimă pe Asaf. Însă problema lui Asaf nu era pur și simplu faptul că în bunul spirit românesc, nu știu pe la evrei cum e, și-ar fi dorit dacă, uitându-se peste gard, să vadă moartă capra vecinului. Da? Problema lui nu era cu faptul că alții aveau bunăstare, altora le mergea bine. Problema lui Asaf era alta, versetul 12. Așa sunt cei răi, liniștiți pe vecie, crescând în bogăție. Într-adevăr, fiți atenți și prindeți inima lui Asaf. Degeaba mi-am curățit inima. Degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție, că sunt lovit toată ziua. Am parte de pedeapsă în fiecare dimineață. Dacă aș zice, vreau să pot vorbi și eu așa, ca ceilalți, iată că aș trăda neamul fiilor tăi. Problema lui Asaf este faptul că nu înțelege cum de el, un om care se alipește cu toată inima de Dumnezeu, îl slujește pe Dumnezeu, caută fața lui Dumnezeu, se alipește de Dumnezeu, poate să trăiască asemenea suferințe, în timp ce alții care îl bleastămă pe Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu, își ridică pumnul sau glasul, faptele împotriva lui Dumnezeu, trăiesc o stare de bine mersi. Nonsensul suferinței. De ce are avea nevoie Asaf ca să fie fericit? Noi, creștinii moderni, superficiali, de asta știți ce gândim? Avea nevoie de o izbăvire. Ca să fie fericit și în siguranță. Avea nevoie, poate, să își ia examenul pe care l-a căzut. Să-i se întoarcă iubita care l-a părăsit. Avea nevoie să-l recheme șeful care l-a concediat. Avea nevoie să vină al doilea telefon care să-l anunțe, ne scuzați, analizele pe care vi le-am comunicat ieri la telefon nu erau ale dumneavoastră, alea proaste. Avem vești bune. Noi credem că de asta are nevoie Asaf ca să intre dintr-o dată din starea de suferință și de depresie într-o stare de siguranță a sufletului și de fericire. Însă, ascultați mai departe pe Asaf, care vorbește și spune,
M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Totul era nonsens, nu făcea niciun sens pentru mine. Cât timp am căutat să le privesc, să privesc suferința în față și să mi-o explic. Până ce am venit la sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat aminte la sfârșitul celor răi. Și continuă mai departe psalmul vorbind de perspectiva nouă pe care i-a dat-o Dumnezeu în timp ce stătea și se închina împreună cu fratele Radu și cu biserica și proclamând stăpânirea lui Dumnezeu în locașul lui Dumnezeu. Și a căpătat o nouă perspectivă. Și dintr-o dată a descoperit Asaf că el totdeauna este cu Dumnezeu, că el se ține de mâna dreaptă a lui Dumnezeu, mai mult Dumnezeu îl ține de mâna dreaptă. Tu mă călăuzești cu sfatul tău și apoi mă vei lua în slavă. Pe cine am eu în ceruri? În afară de tine eu nu îndrăgesc pe nimeni pe pământ. Carnea și inima mi se prăpădesc, dar Dumnezeu este stânca inimii mele și moștenirea mea pe vecie. De ce avea nevoie Asaf? Ca să se simtă în siguranță. Nu de o izbăvire. Avea nevoie de un context în care să-și pună suferința, ca să o înțeleagă altfel. Avea nevoie de o perspectivă a credinței, de perspectiva lui Dumnezeu, care să-l vindece de blocarea emoțională, de blocarea cu ochii în suferința lui. Și într-un context de felul acesta vindecător, să descopere că suferința are sens și că dincolo de suferință există un Dumnezeu care lucrează și că poți fi în siguranță, poți fi fericit chiar și în mijlocul suferințelor tale. Asta face Petru în finalul epistolei sale, când readuce tema suferinței pentru ultima dată. Petru echipează pe credincioșii din Asia Mică, de sub domnia despotului Nero, primul secol după Hristos, îi echipează ca să facă față suferinței care nu trece, ancorându-i în patru contexte care sunt mai mari decât suferința însăși. Și cele patru contexte sunt următoarele. Întâi, suferința trebuie pusă în contextul providenței lui Dumnezeu. A faptului că Dumnezeu stăpânește, că mâna lui tare lucrează în viețile noastre chiar și în mijlocul suferinței. Și despre asta am vorbit în prima parte a predicii azi dimineață. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui, la vremea potrivită, el să vă înalțe. Aruncați îngrijorarea voastră toată asupra lui, fiindcă lui îi pasă de voi. Apoi celelalte trei contexte ale credinței în care suferința noastră este vindecată. Suferința în contextul luptei spirituale. Fiți treji, vegheați, dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui fermi în credință. Apoi, suferința în contextul bisericii luptătoare. Versetul 9. Împotriviți-vă lui, diavolului, fermi în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferințe. Și în ultimul rând, suferința este plasată în contextul vindecării finale care va veni la vremea arătării lui Iisus Hristos, ultimele două versete din pasajul nostru. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos, vă va echipa El însuși, vă va întări și vă va da putere, vă va face de neclintit, a lui să fie puterea în veci. Amin. Aș vrea astăzi să luăm cele trei contexte care ne-au rămas și înainte de toate luăm versetul 8, suferința în contextul luptei spirituale, suferința în contextul realității unui vrăjmaș periculos. Dacă îl ai pe Dumnezeu ca tată, dacă Iisus Hristos este Domnul vieții tale, atunci cei ce-L iubesc pe Domnul sunt prietenii tăi. Și atunci, toți cei ce-L urăsc pe Hristos vor fi și dușmanii tăi, te vor dușmăni.
Mai mult decât orice însă, vrăjmașul lui Hristos, Satana, va fi vrăjmașul tău, dacă ești al lui Hristos. Cei care ca cel mai ușor în suferință sunt cei care trăiesc ca și cum partea grea a suferinței ar fi suferința însăși. Problema trupească, problema relațională, persoana cealaltă, situația aceea grea care te uzează și care nu trece odată. Aceștia sunt cei slabi în suferință. Cei care nu pricep că toate lucrurile acestea nu sunt decât ocazii de care vrăjmașul profită mereu și mereu, căutând orice portiță ca să pătrundă în viața noastră și să ne facă rău și să ne folosească pe noi în slăbiciunile noastre pentru a face rău în Biserica lui Hristos. Ca atunci când reușim să închidem poarta în față, el să o ia pe la portița din grădină. Cei care nu pricep această insistență a vrășmașului, faptul că suntem nu în promenadă, ci suntem în luptă spirituală și asta fără odihnă. Cei care nu luptă pentru această veghere continuă, cei care în suferință nu veghează să-și păstreze mintea trează și viața în veghere, sunt primii care cad în suferință, care în suferință se dau cu vrășmașul, deși nu și-au propus asta. Care în suferință, în dreptul lor, în Biserica lui Hristos, deschid poarta și spun, poftiți. Vino în turma lui Hristos și fă ce vrei, folosindu-te de mine și de felul necredincios în care mă raportez la suferință. Primii mei ani de căsătorie cu Lili au fost și primii ani de pastorală. I-am petrecut în Biserica Baptistă din Mediaș și s-a dezvoltat un tipar ciudat în acei primi ani. Nu știu cum se face că aproape toate problemele noastre personale, de caracter, de familie, toate sensibilitățile, toate circumstanțele, ce se întâmpla potrivnic nouă, toate se înghesuiau în ziua de sâmbătă. Nu știu cum se face. Din toate zilele, tocmai sâmbăta. A durat ceva timp, însă la un moment dat îmi amintesc când Lilia a observat și a zis, Lucian, mi-e limpede că e o luptă, că e o înălțire satanică. Că vrăjmașul se folosește de realități din viețile noastre, de slăbiciunile noastre și tocmai sâmbăta nu mă pot abține. Sau tocmai sâmbăta apare situația. Soluția a fost destul de simplă. O hotărâre pe care Lilia a luat-o și a spus de acum încolo, orice mă râcâie la inimă, orice mă doare, orice mă enervează, sâmbăta, voi amâna pe luni. Și s-a ținut în cea mai mare parte de hotărârea ei. Și s-au întâmplat cel puțin două lucruri bune. Unu, pe duminică am avut o sâmbătă liniștită în care să pot să mă pregătesc și să fiu în putere pentru ziua de duminică. Și al doilea lucru și mai bun, uneori pe luni nu mai trebuia discutat nimic. Uneori pe luni nu mai trebuia discutat nimic. Și acum, adeseori, când mai tindem să cădem într-o plasă de felul ăsta, retragerea noastră în cămăruță ne aduce mereu aminte. Suntem într-o luptă spirituală. Vrășmașul caută să profite de slăbiciunile noastre. Ce aflăm foarte simplu și succint în textul pe care îl avem legat de această luptă spirituală? Fiți treji și vegheați, spune Petru, dușmanul vostru, deci avem un dușman, diavolul, numele lui, și dintr-o dată, din felul cum este prezentat cel care provoacă lupta spirituală, deja aflăm câteva lucruri foarte importante despre cel care stârnește această luptă în viața noastră. Sunt două cuvinte aici, dușmanul și diavolul, care împreună
ne dă o imagine interesantă a lui Satan. Cuvântul pentru dușman, antidikos, este un cuvânt care înseamnă, în sensul lui specific, acuzatorul în tribunal. Cel care, într-o judecată oficială, vine și depune acuză, mărturie împotriva ta. Iar prin extensie, există și sensul acesta de dușman. Cineva care pur și simplu îți este întotdeauna împotrivă. Întotdeauna ți se opune. Acum, combinăm acest sens cu al doilea cuvânt, diabolos. Pe ăsta îl știm mai bine. Pentru că prin transliterație în limba română a devenit diavolul. Și este numele lui consacrat în mijlocul nostru, al vrășmașului. Diabolos înseamnă bârfitorul, calomniatorul, defăimătorul. Ăsta nu caută contexte oficiale. Ăsta prinde orice ocazie să-ți dea la picioare. Ăsta te așteaptă pe la colțuri, umblă pe alei întunecate, se uită bine cum închizi ușa și se dă târcoale și observă dacă a rămas un geam deschis sau o ușă de la grădină deschisă. Nu-l interesează cum, dar vrea să intre în viața ta. Și mai mult, vrea să-ți întinde capcane ca să cazi, iar după ce cazi, să vină și să te spurce pe toate gardurile, orice, dar să te doboare. Nu numai să te acuze oficial înaintea lui Dumnezeu, pe bună dreptate, să stârnească sentimente de vinovăție, vrea să te distrugă din temelie. Ai un dușman care va încerca prin toate mijloacele să te doboare. Și suferința este unul dintre terenurile lui preferate de lucru. Pentru că în haosul emoțional pe care îl provoacă suferința, atenția omului este distrasă de la Hristos. El se blochează cu ochii în suferință, blocarea cu ochii în suferință înseamnă necredință, iar în contextul necredinței, el e liber să-ți facă viața harcea parcea. Nu contează ce ai fost, nu contează ce ai predicat, ce ai cântat, pe cât ți-ai ridicat, nu contează. Că ai fost lider de tineret sau de grup mic, sau că ai condus grup de surori, sau că ai stat la grupele de copii și le-ai dat învățătură, nu contează. Vine o suferință, prin haosul suferinței, nevegând, vrăjmașul pătrunde, începe și te manipulează și dintr-o dată tot ce a fost pare să se surpe, pentru tine există doar acest blocaj sub autoritatea celui care vrea să te distrugă. E interesantă această continuare aici a imaginii turmei. Vă amintiți că a dat la începutul capitolului Petru, a dat îndemnuri legate de păstori, păstorirea turmei lui Dumnezeu, Iisus este marele păstor. Aici se continuă imaginea turmei, când spune, când vrăjmașul e înfățișat ca un leu care dă târcoale și care rage căutând pe cineva să înghită. Ne aduce aminte de hoțul din Ioan 10, tot imaginea turmei și a păstorului. Când Iisus spune, hoțul nu face decât să vină să junghie, să fure și să prăpădească, să distrugă. Acesta este scopul vrășmașului. Aceasta este strategia satanică. Nu știu dacă ați văzut, cu siguranță ați văzut filmări în sălbăticie, atunci când leii atacă o turmă de bivol sau de antilope. Care sunt primele animale care cad pradă în momentul în care turma începe să se miște? Evident, cele de pe margine, cele slabe, cele care rămân în urmă, cele care cumva nu mai sunt împreună cu turma, sunt în afară. Diavolul dă târcoale ca un leu, turmei lui Hristos, în turmă el nu poate să pătrundă. Nu are autoritate, nu are putere. De aceea, oricât ești de slab, dacă rămâi în turmă, ești puternic. Am auzit pe cineva care, pasionat de călătoriile safari, relata puțin din experiențele lui. Și el spunea următorul lucru. Cât timp ești în mașină, leul nu are treaba ta. El nu te simte ca pradă. Nu te atacă. Mergi la un metru de leu,
ești în Land Rover-ul în care ești, te uiți pe geam și leul se uită ca o pisică blândă de casă la tine. Ba, mâțele de casă uneori sunt mai agitate și zgârie, așa, dintr-o dată. Leul stă liniștit. De ce? Pentru că leul percepe mașina ca animal, un animal străin, mirosul mașinii, al motorinei arse și așa mai departe, acoperă mirosul de om, așa că el nu te percepe pe tine ca parte din mașina respectivă. Cât timp ești acolo, ești protejat. Însă spune el, la un moment dat, un japonez, un turist japonez, văzând, prinzând încredere, văzând cât de aproape poți fi de leu și să nu, să stea liniștit și blând, a crezut că-s de ăștia îmblânziți. A ieșit din mașină și la primul pas, după ieșirea din mașină, sub ochii familiei, leul imediat l-a sfârtecat. Nu cred că trebuie să mai spun multe comentarii la pasajul acesta. Vrăjmașul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. În urmă cu o lună și ceva, o lună și jumătate, în perioada intensă de luptă spirituală, în perioada cea mai intensă de luptă spirituală în care am fost ca biserică atunci, am ieșit ca să mă așez, să mă liniștesc la o plimbare cu Lili și m-am plimbat pe malul unui lac, ceva mai depărtat, mai izolat, și am fost foarte surprins, era și Patricia, cred, cu noi, la un moment dat să văd în tufiș un pește, Dita mai peștele, mă rog, pescarii mă disprețuiesc, dar pentru mine era Dita mai peștele, de un 50-60 de centimetri, care era mort acolo în stufăriș, la un 5-6 metri de baltă. După cum arăta, 100% era mort, dar nu de multă vreme. Și am stat și am tot încercat, minte de bărbat, caută explicații, cum a ajuns peștele acolo. Și singura mea explicație, nu știu pescarii care știu apucăturile peștilor, dacă mi-o confirmă sau nu, a fost că oarecum, cumva, peștele ăla, poate jucându-se cu confrații lui adolescenți din lac, a sărit pe malul lacului, din apă, și aflându-se la disperare, a început să se zbată. Dar s-a zbătut în sens invers. Și din zbaterile lui a reușit, tot ce a reușit a fost să se depărteze tot mai mult de locul în care putea să regăsească mediul care să-i dea viața. Și a pierit. Nu știu dacă e adevărată interpretarea mea, dar ce știu este că în Biserica lui Hristos așa se întâmplă și în lumea spirituală. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, fiți treji, dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui fermi în credință. Rămâi în locul în care Dumnezeu te poate proteja. Rămâi în locul în care rămâi conștient de lupta spirituală. Rămâi în locul în care vrășmașul nu are putere. Împotrivește-te vrășmașului, dar nu așa luptă piept la piept. Bă, tu chiar crezi că poți să-mi faci ceva? Ieși în afara turmei. Nu, nu. Asta înseamnă prostie spirituală. Din lăuntru, din brațele Tatălui și ale lui Hristos, poți să faci țâc-țâc. Ești în siguranță. Ați văzut copii, nu? Cu țâc-țâc la câine, în timp ce erau în brațele Tatălui. Dar când ești lângă câine, nu la țâța. Ascunde-te repede în singurul loc unde poți să fii protejat. Al doilea context, și n-am să zăbovesc la fel de mult pe al doilea și al treilea, sau probabil pe al treilea mai degrabă am să-l las pentru data viitoare, oricum aveam un plan să reiau puțin din el, dar următorul context vindecător pentru suferința noastră este să-ți aduci suferința în contextul bisericii luptătoare. Deja am văzut în contextul luptei spirituale importanța turmei lui Hristos. Însă mai specific aici ni se spune în versetul 9, împotriviți-vă vrășmașului, lui diavolului, fermi în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin acelea suferințe. La ce mi-ajută în împotrivirea mea față de vrășmaș? Faptul că știu că și alții din Biserica lui Hristos în lume trec prin acelea suferințe. La ce mi-ajută? Petru spune că ajută să-ți lărgești perspectiva.
Să nu stai blocat în perspectiva ta. Știți? Am descoperit și pe pielea mea și în consiliere, există o formă de îngânfare specifică suferinței. Suferința mea e unică. Nimeni nu mă înțelege. Și nimeni nu poate să mă înțeleagă. Când cineva dă sfaturi, le asculți, dai din cap și în inima ta zici, da, palavraciule, vreau să treci pe unde trec eu. Nu contează că el spune adevărul, nu contează că l-a trimis Hristos, nu contează că în cuvintele lui este compasiune și este adevăr care poate să te mângâie și poate să-ți arate o cale în suferința ta. Nu contează. Suferința mea este atât de specială încât nimeni nu este vrednic să intre în ea. Nimeni nu mă înțelege. Nimeni nu poate să dea sfaturi. Ei bine, cuvântul de astăzi ne aduce aminte de faptul că începând cu Iisus Hristos, care a născut mântuirea ta, mântuirea mea, mântuirea noastră, în suferință, toți urmașii lui Hristos au trecut printr-o formă sau alta de suferință. Iar dacă e să fim onești, chiar în prezent o mulțime din frații tăi din Biserica de Ogloria trec prin suferință. Uită-te în jur, vezi puțin lucru din fața fiecăruia dincolo de măști. Și dacă ai vedea, ne pricepem toți să stăm cu o față relativ ok, relativ senină, atunci când stăm împreună în adunare. Dar mulți dintre cei care sunt aici, în jurul tău, trec prin suferințe. Să comparăm suferințele mi se pare o nebunie, mi se pare o prostie. Evident că cea mai grea e a mea. Da? Ce contează că tu ai cancer? Dar pe mine mă doare degetul. Pe mine mă doare de degetul meu, că nu mă lasă să-mi tai pâinea cum trebuie. Eu cu asta simt mai adânc, că ăsta e mădularul meu. Dar în momentul în care devii conștient, ai conștiința trupului lui Hristos, începi să înțelegi că suferințele altora sunt și ale tale, ale tale sunt și ale altora și dintr-o dată suferința ta este pusă într-un context care poate să îți aducă o oarecare vindecare, o oarecare încurajare. Poate să dea sens suferinței tale. Nu mai insist aici, ci doar dau câteva sfaturi. Cum ajungi să suferi ca mădular în trup, ca parte din biserică? Cum îți porți suferințele tale de orice fel ar fi ele și le aduci în conexiune cu suferințele Bisericii lui Hristos, în așa fel încât să nu mai stai blocat în suferința ta, alimentând în tine necredința, ci să-ți lărgești viziunea, văzând Biserica lui Hristos, care mărșăluiește spre biruință, luptătoare, prin tot soiul de suferințe și alăturându-te ei. În primul rând, adu-ți aminte că nu ești singur. Nu ești singur. Într-un sens, într-adevăr, fiecare suferință e unică. E o combinație unică de circumstanțe, de dureri. Și nu voi contesta lucrul acesta. Însă adu-ți aminte că puterea vrăjmașului uneori stă în faptul de a te convinge că ești singur. Că toți sunt bine. Mai ales dacă facem parte dintr-o biserică în care a da bine este valoarea supremă. Pentru acolo fiecare, de bine de rău, trebuie să se supună acestei legi nescrise. Nu contează cum te simți, când mergi la adunare trebuie să dai bine. Trebuie să nu se vadă unde ești, cine ești, prin ce treci, trebuie să dai bine. Până când? Până când nu mai vii. Până când pușcă. Până când te-ai prăbușit. Ilie, Doamne, sunt singur, depresia, una din caracteristicile depresiei, Doamne, sunt sigur, singur, serios? Asta pentru că ți-a întunecat depresia mințile și nu știi să numeri decât până la 1. Păi treci dincolo, nu, Doamne, nu pot, sunt singur. Ei bine, sunt încă 7.000, nu-i știi, dar sunt încă 7.000. Nu ești singurul care a rămas în picioare și pe baricade. Dar tu ești în locul în care trebuie să fii. Ceilalți sunt în alte puncte de veghere.
pe zidul meu. Nu ești singur. Amintiți-vă, Iisus Hristos a suferit această singurătate, a murit în singurătate. Ucenicii l-au părăsit. Iuda l-a trădat. Petru s-a lepădat de el. Pe cruce, Iisus Hristos a trăit singurătatea maximă atunci când a strigat Eloi, Eloi, la masa Bactanii, de ce m-ai părăsit, Dumnezeul meu? Dar El a murit în singurătate ca tu să îți amintești că niciodată când suferi, nu ești singur. Și Hristos a suferit și sunt alții care suferă. În al doilea rând, dacă în timpul suferinței tale te gândești la ce au suferit și alții, la ce suferă și alții în Biserica lui Hristos, vei găsi încurajare. Nu din răutate. Uneori există răutate în noi. Wow, bine că a dat potopul acolo, că n-a dat la noi. Vorba aceea din Vechiul Testament. Lucrul care a venit de la Domnul, cuvântul Domnului e bun. Cel puțin în viața mea o să fie liniște. Că ficiorul meu Manase o să facă harcea parcea împărăția, templu și toate celelalte, nu contează, zice Ezechia. După mine, potopul. Nu în sensul acesta. Există un sens în care în momentul în care te uiți la felul cum suferă alții, te gândești la ei, tu te desprinzi din suferința ta, te vindeci de egoismul tău, începi să-i înțelegi pe alții, începi să-ți dai seama că suferința ta, comparată cu altora, totuși nu este una care să te paralizeze. Că dacă altul într-o suferință mai mare poate să fie roditor și tu în suferința ta mai mică poți să fii roditor. Și uitându-te la alții care suferă, vei găsi încurajare. Am recomandat adeseori și recomand celor care trec prin suferință să citească Cu Dumnezeu în subterană a lui Richard Wurmbrand, să citească Hristos mărturia mea a lui Traian Dors, să citească biografia unui credincios care a suferit și care, târându-se din suferință în suferință, a intrat în slavă încărcat de rod. În vremea comunistă, copil fiind în casa părinților mei, era graiul martirilor creștini din primele secole a lui Pit Popovici. Când citești astfel de mărturii, înțelegi că nu ești singur, înțelegi că sunt alții care au murit de morți mai grele, de care tu nu mori acum. Și înțelegi că dacă i-au rodit și tu poți fi roditor pentru Dumnezeu. În al treilea rând, în timpul suferinței tale, implică-te în suferințele altora. Fă-ți timp, fă-ți energie ca să ieși din găoacea ta, să ieși din starea de autocompătimire și trăgând după tine piciorul bolnav, trăgând după tine cicatricile tale, să te duci înspre altul, să te apleci înspre altul, să-i faci bine altuia. Cine altul decât unul care suferă poate să-l înțeleagă în trupul lui Hristos pe unul care suferă, spune-mi? Oare Dumnezeu nu va folosi tocmai suferințele tale, sensibilitățile tale, ca să-ți dea o inimă pentru alții care suferă la fel sau ne la fel? Nu contează. Oare nu poți să devii un instrument în mâna lui Dumnezeu atunci când suferi? O, ba da, atunci când, prin puterea Duhului Sfânt, îți târăști suferința ta, curățată de păcatele ei, pentru că ajungem să păcătuim în suferință. Nu-i ideea să negi păcatele tale, ci ideea este să te cureți de păcatele tale prin pocăință și apoi, suferind, să intri în viața altora și se întâmplă o minune. În timp ce te dăruiești altora, găsești vindecare. În timp ce cauți har de sus pentru a-l da altora, harul te atinge și pe tine. Harul te vindecă și pe tine. Harul te întărește și pe tine. În al patrulea rând, în rugăciunile tale din timpul suferinței tale, lasă-ți suferința în seama Domnului și începe să te rogi pentru alții în suferințele lor. E un mod de a-ți aduce aminte că și alții trec prin suferință. Când sunt în grupuri mici, în adunare, obișnuiesc adeseori să spun: acum e momentul în care fiecare ne împărtășim puțin inima, poverile, și apoi vreau să ne rugăm.
Dar vreau după ce ți-ai spus problema și povara, să o lași din mâini. Să nu te rogi pentru povara ta. Că tendința asta e, o spui, dar nimeni nu simte mai bine ca tine, cu tine însuți. Vorba aceea, mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Creangă. Numai el putea să o spună așa. În grupul mic, spune problema ta și apoi las-o pe masă. Las-o în seama fratelui tău. Și tu uită-te pe masă și vezi care este problema celuilalt pentru care să mijlocești și să te rogi. Da, dar nu simt. Nu trebuie să simți, trebuie să crezi. Da, dar n-am putere. Nu trebuie să strigi, trebuie să o șoptești. Puterea este în Hristosul care mijlocește pentru noi. Puterea este în Hristosul care te invită la tronul Harului să mijlocești pentru frații tăi. Și în timp ce faci lucrul acesta, se întâmplă minunea, aceea vindecării profunde, pentru că șchiopătând te-ai pus în slujba altora. Este al doilea an și cu aceasta și închei. Este al doilea an în care am lansat o provocare în Deo Gloria, în primele luni ale anului, și nădăjduiesc să devină o tradiție anuală. Am luat la începutul anului World Watch List 2021. Acea listă care adună primele 50 de țări în care creștinii sunt persecutați la nivel global, pe baza datelor din anul trecut. Și fiecare dintre voi, mă rog, care ați vrut, ați adoptat o țară. O țară ca să o cunoașteți, să vă rugați, să căutați să ieșiți din pătrățica voastră confortabilă și să intrați în Tunisia, în Uzbekistan, în China, în Coreea de Nord, să intrați în țările în care există persecuție. Să intrați prin rugăciunile voastre, să stați alături de credincioșii care suferă. Anul trecut au fost 4761 de creștini uciși pentru credința lor. 13 în fiecare zi. 13 în fiecare zi. Astăzi, până noi stăm aici, la cele două slujbe ale bisericii, probabil 5-6 dintre frații noștri sunt uciși undeva în lume pentru credința lor. 4.488 de clădiri de biserici au fost atacate, vandalizate, arse, demolate. Vă citesc în final, mă rog, vă povestesc, povestea lui Aziz din Uzbekistan. El povestește că după convertirea lui la creștinism, în această țară puternic musulmană, fratele lui nu a mai vrut să aibă nimic de a face cu el. În mod repetat, adeseori, când el voia să reia relația cu fratele său, fratele îl alunga și îi spunea: pașli, pleacă de aici, ce cauți, nu te mai vreau în viața mea, dispari. Nu mai vreau să mai am nimic de a face cu tine. Timp de 20 de ani nu a mai acceptat să mai aibă contact cu el. La un moment dat, băiatul fratelui său s-a convertit și el la creștinism. Și știind firea tatălui său, i-a fost frică să mai rămână în casa lui. Așa că a venit în casa lui Aziz, împreună cu familia lui, iar fratele lui Aziz i-a trimis vorbă și i-a spus: din cauza că l-ai primit pe copilul meu, apostat, în casa ta, voi veni și îți voi da foc. Voi da foc casei tale. Dorind să nu cauzeze mai departe probleme, băiatul fratelui lui Aziz a plecat și a găsit loc în alte parte unde să stea. Însă lucrurile s-au înrăutățit tot mai mult. După 20 de ani, acest frate a căzut la pat foarte bolnav, Aziz l-a vizitat și l-a întrebat: îmi dai voie să mă rog pentru tine? Și pentru prima dată el a acceptat să-l primească, să se roage, și a început o schimbare de atitudine în inima lui după 20 de ani. Nu e așa că astfel de suferințe sunt greu de purtat? Nu e așa că atunci când ne gândim la frații noștri care suferă în toată lumea, ne simțim mângâiați pentru că punem suferința noastră într-o altă perspectivă? De aceea aș vrea, în finalul acestei predici, acestui mesaj,
să ascultăm din nou îndemnul pe care ni-l dă Petru și care spune: fiți treji, vegheați, dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui fermi în credință, știind că frații voștri din toată lumea trec prin aceleași suferințe ca voi. Și apoi, perspectiva finală a vindecării finale, la arătarea lui Hristos. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos, vă va echipa El însuși, vă va întări și vă va da putere, vă va face de neclintit. A Lui să fie puterea în veci de veci. Amin. Și pentru că ne-am adus aminte că avem un acuzator înaintea tribunalului ceresc al lui Dumnezeu, aș vrea să nu rămânem cu impresia că El are ultimul cuvânt acolo. Aș vrea să ne aducem aminte că avem și un apărător. Și în timp ce acuzatorul nostru uneori are dreptate pentru că îi dăm motive, Hristosul care a murit pentru noi este acela care, prin sângele Său, întotdeauna are autoritatea și dreptul să ne apere înaintea Dumnezeului nostru, Tatăl nostru, Judecătorul nostru. De aceea vă invit să ne ridicăm și aș vrea să cântăm împreună cântarea care ne aduce aminte că avem un apărător înaintea tronului de sus. Și cântând această cântare, vă invit...